Președintele Klaus Iohannis și-a încheiat discursul. Acum dă mâna cu președinții celor două camere. Un scurt schimb de replici cu cei doi în momentul acesta. S-a discutat inclusiv despre faptul că a fost încălcat protocolul. De obicei, președintele era întâmpinat de șefii celor două camere. Nu s-a întâmplat așa de data aceasta. De altfel, cei de la PSD și cred că și cei de la ALDE, un număr foarte mare de aleși, ei sunt majoritari, au ieșit pe hol în timpul discursului. Strada care este destinată, domnule președinte, după ce au plecat cei de la PSD care au plecat din sală, se mai poate ajunge la o înțelegere între cei care sunt împărțiți în două tabere? Da, președintele nu a dorit să mai facă alte precizări. Au rămas câțiva membri PSD în sală. Îl observasem pe deputatul Pleșoianu, care avea cu el și o foaie pe care scria jos mâinile de pe votul românilor. Rămăsese în plen, într-adevăr, acesta. Rămăsese și Ecaterina Andronescu. Acum se întorc aleșii PSD și aleșii ALDE. Oricum au și alte chestiuni de rezolvat pe ordinea de zi. A fost și o replică din partea președintelui. Ați obosit deja. Ghinion le-a transmis celor care au părăsit sala. A vorbit președintele despre câteva aspecte importante. În primul rând despre ordonanța de urgență de modificare a codului penal. A criticat din nou modul în care aceasta a fost promovată. Și suntem chiar acum în legătură telefonică directă cu senatorul PSD, Mihai Fifor. Bună ziua, domnule Fifor! Sărut mâna, bună ziua! Dumneavoastră, cred, ați părăsit sala, sau nu? Văd că au rămas foarte puțini în timpul discursului, de-aia voiam întâi să confirm. Colegii noștri au ieșit, într-adevăr, din sală, în urma discursului, mă rog, părții din discurs la care am participat. A fost o reacție spontană a colegilor noștri, pentru că, sincer să fiu, astăzi ne-am fi dorit altceva, ne-am fi dorit un alt fel de discurs din partea președintelui statului. Din păcate, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Ne-am fi dorit ca în contextul acesta în care România pare dezbinată să auzim un discurs prin care președintele țării, în speță cel chemat să medieze prin atribuțiile sale constituționale, să dea un semnal de unitate, un semnal de liniște, un îndemn la calm, un îndemn la bună guvernare și nu un semnal la, să zicem, la continuarea situației în care ne aflăm în momentul de față. Am ascultat cu atenție și aș putea spune că a fost o ocazie, zic, unică prin care lucrurile ar fi putut să intre în normal. Ce se va întâmpla de acum înainte, mi-este foarte greu să spun. Ideea este că Partidul Social Democrat rămâne pe linia sa, în sensul că vom continua să guvernăm această țară. Guvernul Grindeanu are un program de guvernare extrem de serios și extrem de riguros pe care îl punem în aplicare și îl punem în aplicare pentru toți românii. Mesajul nostru este în continuare același, români suntem cu toții, România trebuie să fie unită și, într-adevăr, da, democrația în România trebuie apărată, democrația în România trebuie consolidată și asta se face prin instituțiile statului, în speță prin Parlament, instituția fundamentală a democrației românești. Mi-e greu să comentez mai departe. Ideea este că, repet, ca o concluzie, am fi dorit un mesaj la liniște, un mesaj la unitate, un mesaj în care să nu căutăm vinovați, ci să căutăm calea pentru o mai bună înțelegere și pentru a ne așeza cu toții la treabă. La urma urmei, n-au trecut decât două luni de la alegerile din 11 decembrie, un vot democratic, un vot firesc pentru o țară membra a Uniunii Europene, un vot din care a rezultat un parlament legitim și din parlament a rezultat un guvern la fel de legitim, care trebuie să-și facă datoria mai departe pentru toți cetățenii României. Ne dorim ca în continuare să putem da mesaj pozitiv și desigur că răspunsul pentru referendum va fi unul cât se poate de clar, a afirmat-o și președintele Liviu Dragnea. Vom răspunde favorabil solicitării la acest referendum. Este până la urmă un instrument democratic și
trebuie ca, dacă președintele dorește să consulte populația României, e dreptul domniei sale să lanseze acest referendum. Mulțumesc foarte mult, domnule Fifor, pentru această intervenție. De asemenea, în legătură directă, în directă cu noi va fi Petre Iancu de la 2CVL, dar întâi îl ascultăm pe Călin Popescu Tăriceanu. Interesul partizan din discursul președintelui, dincolo de faptul că a arătat ca de foarte multe ori că vine la Parlament și vrea să dea lecții Parlamentului și nu numai lecții, să spună ce să facă, ceea ce este inacceptabil, nici nu a făcut acel discurs la care mă așteptam. Faptul că vorbim de luminițele din Piața Victoriei nu reprezintă soluția pe care românii probabil o așteaptă de detensionarea acestei situații. Eu cred că singura posibilitate pe care o avem și care i-am recomandat-o președintelui este aceea de dialog. Am vorbit de faptul că eu voi iniția un dialog și cu toate instituțiile care au relevanță în domeniul justiției, pentru că justiția nu este un câmp în care să se războiască anumite instituții de forță cu drepturile și libertățile cetățenilor. Noi lucrurile acestea trebuie să le rezolvăm. Apoi, nu pot să nu remarc, stau și mă întreb ce era în capul președintelui când vorbea de oameni integri la conducerea statului. Păi în momentul în care tu însuți ești condamnat pentru modul în care ai obținut niște case, ai o problemă că n-ai restituit cei 300.000 de lei statului pe care i-ai încasat necuvenit. Nu se știe dacă ți-ai plătit impozitele pentru meditații. Poți să vii și să dai lecții Parlamentului sau altora? Mi se pare foarte, foarte nepotrivit. Cred că funcția de președinte presupune o anumită experiență politică, o anumită pregătire pe care, în mod evident, președintele pare să nu o aibă. Vă mulțumesc foarte mult! Călin Popescu Tăriceanu, o reacție în urma acelui discurs ținut de președintele Klaus Iohannis, în care s-a referit în principal președintele, așa cum știți, la ordonanța de urgență dată de către cei de la guvernare, ordonanță de urgență care a provocat un scandal imens, așa cum știți. Face declarații și Liviu Dragnea. Putem începe? Da, da. Am asistat la discursul președintelui din Parlament. Trebuie să spun din capul locului că m-aș fi așteptat să fie un discurs de unitate, un discurs de îndemn la calm și stabilitate. Din păcate, președintele a ales să vorbească în continuare despre divizare, despre parlamentar bun și parlamentar răi, despre român bun și român răi. Sunt de acord însă cu dumnealui că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Am înțeles îndemnul ca guvernul să fie unul performant și puternic. În sensul ăsta și îndemnul meu este să lase guvernul în pace, să guverneze. Pentru că programul de guvernare este un program bun și românii așteaptă să fie pus în practică. Dacă lăsăm guvernul să guverneze bine, atunci toată țara va avea de câștigat și toți indicatorii macroeconomici la care făcea referire și care, într-adevăr, sunt buni, vor fi menținuți și îmbunătățiți. În rest, nu mai am ce să spun. Acea marjă de care vorbea președintele. Și pe mine m-au surprins, dar probabil toată frustrarea și revolta acumulată în ultimele zile i-a făcut să facă, să aibă gestul ăsta. Și trebuie să recunosc că și ei, ca și mine, ne așteptam ca asta să fie un discurs al președintelui mediator, președintele României, care să fie mediatorul și părintele națiunii. Probabil că stilul, cuvintele folosite, i-au făcut pe colegii mei să iasă din sală. Eu n-am ieșit din sală pentru că s-a părut civilizat să stau acolo și să ascult acest mesaj, cu speranță până la ultimele cuvinte că vor veni niște semnale de pace. O să vedem ce se întâmplă în continuare. Colegii dumneavoastră din cauza protestelor sau de ce spuneți că sunt?
de toate atacurile care au venit și incitările care au venit din partea președintelui României. Stradă, ce să înțeleagă, domnule președinte? Păi, critica permanentă a președintelui, incitarea spiritelor în permanență, sigur că creează un disconfort guvernului. Dacă vrei să ai un guvern puternic, atunci cer tuturor, sau faci apel la toată lumea să fie lăsat să guverneze. În sensul ăsta am spus. Este o ruptură între președinte și PSD în acest moment? Cum? Este o ruptură între președinte și PSD. Între președintele Klaus Iohannis? Exact asta a spus președintele astăzi. S-a referit la cei de la PSD, de fapt de la PSD și ALDE, ca la niște parlamentari care nu sunt agreați. Totuși, președintele trebuie să fie președintele tuturor românilor, indiferent ce opțiuni politice au românii, pentru că astea sunt atribuțiile constituționale. Asta au văzut colegii mei astăzi, asta am văzut și eu. I-am spus la plecare președintelui că în continuare sper să reușim să facem pace în România. Asta este speranța mea și n-am incitat și nu voi incita în continuare la niciun fel de acțiune din asta de... Cum sperați să faceți pace, să se unească cei care sunt în stradă, pentru că, iată, politicienii sunt mai dezbinați ca niciodată? Noi nu facem nimic împotriva președintelui. Tot ce... Deci nu suspendare, în sensul? Nu, suspendarea n-a fost și nu este o soluție. România are nevoie să fie liniștită, România are nevoie de stabilitate, are nevoie de pace socială. Și noi puteam, după alegeri, de exemplu, când lumea era revoltată, pentru că niște tot refuzau propuneri sau se întârziau și veneau mesaje, mă rog, neconforme de la președinte, și noi puteam să scoatem lumea în stradă. N-am vrut să facem asta pentru că am crezut și cred în continuare că România are nevoie de stabilitate ca să fie guvernată bine. Asta am vrut și asta vreau în continuare. Președintele, astăzi îi se pare că a cerut demisia guvernului? Poftim? A dat de înțeles că un ministru nu este suficient, demiterea unui ministru. Astea sunt cuvinte încrucișate. Spui pe de o parte că nu este suficient, pe de altă parte că România are nevoie de un guvern puternic, un guvern performant. Nu poți să vorbești în același discurs și de stabilitate și de instabilitate. Nu poți să vorbești și de o guvernare bună și stabilă, dar și să sugerez că ar putea fi o soluție de misie a guvernului. În sensul ăsta am spus să fie lăsat guvernul în pace să guverneze. Premierul, oamenii din stradă... Am văzut comentarii pe televiziune. Ieri am avut o discuție între ei, domnul Tăricianu cu mine și cu primul ministru. Domnul Tăricianu a atenționat și a avut dreptate. Am fost de acord amândoi cu dumnealui că este solicitarea de a adresa un mesaj Parlamentului României. Asta a fost motivația pentru care împreună am convenit ca guvernul să nu fie prezent, pentru că e vorba de un mesaj adresat Parlamentului. Asta a fost și explicația pentru care nu au fost invitate și alte instituții. Domnul Grindeanu știa, ca seara ne-a spus că va veni astăzi. A trimis chiar comunicat. Am vorbit mai târziu și sugestia domnului Tăricianu a fost îmbrățișată de noi și cred că a fost una corectă. Că l-am așteptat aici, în sala mare a Parlamentului. Nu scrie nicăieri asta, l-am așteptat aici, respectos, în picioare amândoi, am dat mâna cu dumnealui, l-am invitat în interiorul sălii, la plecare l-am salutat. A fost întâmpinat de conducerea Parlamentului. Până că i-ați transmis ceva președintelui Klaus Iohannis la plecare, v-a și răspuns? I-am spus că în continuare sper să putem să facem pace în România și dumneavoastră mi-a spus că speră și dumnealui. O să vedem ce se întâmplă în viitor. Ce le spuneți oamenilor din stradă? Le spun și celor din Piața Victoriei și celor din zona Palatului Cotroceni că nu asta este soluția. Pentru noi nu asta este soluția. Mesajul premierului, cum îl vedeți, domnule? Care nu l-am citit. Ce spune? Mesajul soției. Nu l-am citit. Că soțul domniei sale este un om bun și care nu a venit din proprie inițiativă să fie premier, a fost pus de partid. Da, așa și este. Așa și este. S-a discutat în partid, a fost susținut de partid, e susținut în continuare de partid și este un om bun, un om corect și un om care eu am foarte mari speranțe că va guverna foarte bine. Ministrul Justiției e susținut în continuare de partid? Au rămas că mâine seară sau poi mâine discut amândoi și premierul va lua o decizie și pe care o va și comunica. Dacă președintele Iohannis face consultări la Cotroceni, veți merge, cei din PSD v-ați răzgândit, pentru că domnul Tăricianu spunea că domnia sa vrea să organizeze dezbateri.
O să vedem, să se pună de acord amândoi. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc.